Adevărul că aveam și pălărină de ploaie la noi. Trăiască, frate, ia. Degeaba te uiți. Oprește-l pe ăla, ia. Degeaba te uiți că... Degeaba te uiți că nu mai... Păi cum a luat foc, ai văzut? Ce să trăiască? Ia uite, ei, uite, vezi, survolează ăla, dar... Nu... Uite, pompierii, mașinile vin, da... Da, uite, e armate, e acolo, de la ei. Mai vine un elicopter acum. Doamne Dumnezeule mare. Foai de cap. Păi, dar ce a fost, frate, în capul lui? A vrut să facă viraj și cred că a pierdut nu, ai văzut ce aproape s-a dus? Prea aproape de... Aterizează elicopterul, dar are voie să aterizeze pe acolo? Sau el, pompieri, sau el survolează, dar nu are, că nu mai... a murit. Nu are ce să mai trăiască, cum a luat foc. A aterizat, a și luat foc. Că s-a dus, ia uite, vezi cum s-a dus de acolo, uite unde de acolo, s-a dus ăsta în pământ. Era un dâmb, de fapt, era. Și pompierii ăștia de unde vin, că nu se mai văd. Aui, uite, se văd parcă ceva acolo, în dreapta. Elicopterul ăsta săracu văd că tot survolează, da. Am mai oprit în spate o grămadă, care au văzut faza, bineînțeles. Care au văzut momentul. Ia uite, curțea, ce fum negru iese. Că acolo este, acolo e, da? E avionul. Dacă el s-a dus așa și direct dacă acolo s-a... Când pe aici ajung până acolo? Nu ai voie, curiță, îți dai seama că nu ai voie. Nu ai voie să te duci, curiță, las că e și... Uite, mai vine un elicopter. Vedem diseară la știri. Uite, de la un exercițiu din ăsta stupid, guriță, să mor ca prostul. Doamne, ferească Dumnezeu! Dar îți dai seama că ăla, că din dreapta lui, care a văzut săracul faza, că sigur s-a uitat și a văzut. N-a avut timp ăla să o vadă. Oare? Nu. Trebuie să prea mare. Au văzut ceilalți. Dar unde veniți, mă, băga mea și pula în pompierii voștri, uite. Nu știu că de... Uite-te și tu că ia foc. Uite. N-a avut timp să se catapulteze. Nu! Păi nu, că n-am văzut nimic. Nu, că a fost din scurt. De să-l sun pe Robert. Dar unde suntem aici? Aproape de... Dă-mi pace, că el are la...